Suntem la minutul 91, în formulă completă. Le mulțumesc mult invitaților. Constantin Zota, bună seara. Bună seara. Basara Panduru, bună seara. Salut. Bogdan Cosmescu, de asemenea, bună seara. Câteva impresii, Pandi, despre acest meci. CFR-ul câștigă un meci care nu a fost ușor, la 1-0 cel puțin pentru Farul, chiar dacă a durat puțin. Și face o grămadă de puncte, am spus și data trecută, face o grămadă de puncte pentru fotbalul pe care îl joacă. Adică nu cu un mare fotbal, punctele sunt foarte multe. Astăzi este condusă cu 1-0. Dar ce înseamnă mare fotbal? Mare fotbal înseamnă să înțelegi ceva din fotbalul ăla, cel puțin. Ce joacă? Care este stilul CFR-ului? Nu au avut niciun stil în ultimii ani, dacă mă întreb. Cu Petrescu avea. Faze fixe și ce? Grecia câștiga campionatul european, stând în apărare și dând gol prin Samara, asta faze fixe. Da, dar i-a bătut de două ori pe Portugalia. Da, deci portughezii n-au învățat nici măcar după primul meci. Da, după aia te-ai întâlnit în finalul și te bat și acolo. Adică un fotbal din ăsta poate eficient. E singura echipă dintre primele șase care joacă cu doi atacanți, de exemplu, apropo de stilul CFR-ului. Da, dar cred că și singura care joacă cu trei fundași. Ok, dar pune doi atacanți în teren. Asta apropo de ce mai spuneai păi, tu. Asta spun și pune și trei fundași în teren. Foarte bine, face okay, când joacă Camora, pune trei. Să te uiți, că nu e Camora când e Zivu, cum Camora este lovit, joacă cu patru doar. Camora nu poate să mai facă față singur acolo. Astăzi poate avea o logică, totuși întâlneai o echipă care juca și ea cu doi, da? Că, dar fără șase oameni. Fără șase oameni, că și ei au lipsă o grămadă, nu? Da. Și jucătorii titulari au și ei. Astăzi a intrat Camora, da? Era Camora, era Manea, era Vunu, era Taxidis, era Birligea, deja erau cinci titulari, da? Care nu erau normal înaintea meciului. Mi se pare important că Mandolin nu s-a abate de la această regulă cu doi atacanți, că am mai văzut echipe care jucau 3-4-3. Parcă au jucat și 4-3-3, nu? Parcă? Nu, jucau... Au jucat și un meci 4-3-3, ei? Cred că au 4 au jucat, nu știu, că era 3-3. Nu, acum, ultima dată, Birligea, Birligea în dreapta, Otele era în stânga. 4 fundași, sigur, și 3. 4 fundași și 3 atacanți. Adică, practic, schimbă sistemul în funcție și de adversar, nu? Da, și păcat să nu-l folosești pe Camora atât timp cât îl ai și cu... Pentru că nu poți să joci, cum zice și Bogdan, să joci în patru Camora e periculos. Dar e păcat să nu-l folosești, să nu-i folosești experiența, să nu-i folosești încrederea pe care o dă jucătorii. Mi se pare că asta este de vorbit despre Farul, nu despre CFR. Dar... Pentru că CFR nu mai a spus nimic, dar Farul a fost ceva... Bă, îngrozitor. Nu, asta spun. Adică nu ți se pare că a scos mult din meciul ăsta totuși să dai 3 goluri pe un, nu pe un mare fotbal, dar 3 goluri să dai Farului nu e chiar puțin. Da, mi se pare că le-a dat cu ușurință maximă. Adică parcă nici n-a forțat. Așa a arătat, așa a curs jocul. Foarte slab Farul. Deci nu slabi. Foarte slabi. Bine, și lor le-a lipsit jucători. Da, mulți. 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 Și lor le-a lipsit mulți jucători. Și ei au inventat iar cinciul ăsta acum cu Popescu. O să revenim la discuția mai despre Farul, dar mergem să ascultăm pe Gică Hagi. Zicem, după un început în care echilibrat, știam că întâlnim o echipă puternică acasă, bună, cu un joc foarte vertical, puternici la faze fixe, la cred că după gol nu ne-am apărat așa cum bine, cum trebuia. Cred că defensiv am făcut un meci iar destul de slab. Ofensiv, niște lucruri, prea puțină mișcare, niște lucruri s-au făcut, dar trebuia probabil să facem mai multe. Ați început cu o linie de 5 pe fund. Dar ați avut probleme și la mijloc, ați avut probleme și în benzile laterale și în centrul apărării. S-au luat goluri foarte ușor pe niște greșeli impardonabile, dacă ați fi spus, dacă am fi discutat sezonul trecut cel puțin. Ai de spus? Ce? Nu știu, trebuie ce să nu funcționează, ce nu merge. Trebuie să găsim răspunsul, trebuie să găsim răspunsul. Trebuie să ne apărăm mai bine, asta e clar. N-a funcționat nici atacul foarte bine astăzi. Păi ca să funcționeze atacul sau să faci, trebuie să ai mingea. Trebuie să știi să
N-am putut, n-am controlat, n-am avut ieșirile din spate foarte bune. Da, anumite lucruri am făcut cât s-a putut. După aceea, cred eu că CFR-ul a fost agresivă. Noi ne-am mișcare puțină și de aici au venit problemele. Cât de mult au contat și toate aceste absențe? Tudor Băluță, Nedel cu Vână, Larie și așa mai departe? Totuși sunt 6 jucători, dar nu stăm acum să vorbim de cei care nu au fost. Care e soluția să depășiți această perioadă mai puțin fastă, să nu zicem proastă? Nu, e doar o înfrângere. Clar că e o înfrângere care, în urmă, da, în trecut am câștigat, dar știam că jucam la CFR, poate e o înfrângere care ne doare, dar mergem înainte, trebuie să reglăm lucrurile, trebuie să strângem rândurile, și să, pentru că drumul e lung. Bătălia pentru play-off, cum o vedeți acum? Bătălia acolo, ai zis bine. Eu v-am spus de mult că la titlu nu o să fim. Acum cred că încă o dată e certitudine că noi la titlu să ne batem, nu? Am avut dreptate. Acum să ne luptăm pentru play-off. Mulțumim. Bine. Destul de calm, Hagi, la modul în care a arătat totuși farul. Credeam că se enervează la un moment dat în seria de întrebări. Da. Bune întrebări, dar asta, dar cred că se enervează. Stau să mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu farul dacă ar fi accesat grupele Conference League, da? Pentru că putea ajunge acolo. Adversarul din play-off a fost... Mie nu mi s-a părut calm. Accesibil. Mi s-a părut îngândurat, mi s-a părut supărat, foarte supărat, amărât. Avea alte așteptări, mi s-a părut un om cu povară pe spate. Acum. Nu știu, eu nu mă pricep foarte bine, dar mie mi se pare că s-a întâmplat ceva la farul. Faptul ăsta că n-au avut vacanță, că nu s-au pregătit cum trebuie în vară, că n-au avut timp să încarce, probabil cum trebuie, nu știu. Jucător care... Mie îmi plăcea foarte mult Grameni anul trecut. Bă, foarte mult. Chiar mi se păruse că face pasul spre Naționala Mare. A avut un sezon fabulos. Dar ce bine juca! Bă, așa mi s-a părut. Nu știu, repede, poate mă înșel. Astăzi este nul. Ai dreptate, doar că nu trebuie să faci o comparație cu jucătorul din străinătate. Jucătorul din străinătate, în mod normal, are o creștere din asta vizibilă de la an la an. Așa, nu el joacă, joacă 20 de meciuri, după care joacă 25, după care joacă 30, dă 2 goluri, după care dă 4, după care dă 6, adică tot timpul crește. La noi nu. La noi faci un an bun, Octavian Popescu, Grameni, cine porche, vrei tu. Porche, José, porche. Da, porche, după aia te duci. Dar de ce? Că așa s-a întâmplat. Nu știu de ce, că nu știu exact de ce anume, dar îți dau exemple, da? Octavian Popescu, da, da. Care vine practic de nicăieri, joacă anul dinainte așa și așa, după care vine și are 10 goluri sau nu știu câte. După care te aștepți să fie mai bine, nu? Deodată nu e bine. Avem și câțiva totuși. La mine a dat goluri. Câte goluri? 6, da? Mi se pare că Moruțan progresează. Sunt câțiva la părerea da, pe afară. Dar Moruțan tot greu. Progresează, dar greu. Adică tot umbli pe acolo. Ba te duci da, la Pisa, ba te duci pe la o echipă, da. Nici nu știi cum îi cheamă. Adică nu la Galatasaray. Echipa Farului, ea nu e cu mult schimbată față de cea de anul trecut. Să spui, au plecat atâția, au venit atâția, e nevoie să schimbe și ăștia de acum nu se mai ridică. A plecat Alibe, care era bun. Da, hai să spunem, Mazilu joacă, nu mai joacă. Mazilu poate nu mai joacă. Păi, da, joacă. Luis Munteanu joacă, Budescu joacă în față, da. Grameni este, Artean este. Vorbesc de acum de seara asta. Și din seara asta, hai să vedem cât sunt teoretic. Popescu e, Duso probabil că e, că dacă nu vrei îl băgai pe Sârbu și îl băgai pe Duso în stânga, nu băgai un fundaș central de picior drept în partea stângă, Mihai Popescu, dar înseamnă că Duso e mai bun decât Sârbu. Deci Duso este, portarul e, Popescu este, Artean e, portarul e, câți lipsesc? Lipsește Nedelcu, lipsește Băluță, Băluță și Alibec, cine mai? Alibec, păi Alibec. Nu mai e Alibec, Alibec, eu vorbesc de ăștia care sunt Alibec, nu mai e. Băluță și cu Nedelcu și sunt mai lipsește ăștia. Larie, Larie, și Larie. Larie, da, trei. Dar hai să ne, am vorbit de CFR, câți lipsesc? Patru. Păi. Nu? Și Camora vine din accidentare, adică și ei au probleme mari de tot. E, acum îl vedem pe un jucător, Matei Ilie, dacă nu greșesc, Ilie? Da, la interviu. Da, e, fiți atenți aici. Îți place? Nu pot să spun acum că îmi place, dar cred fizic că văd ceva la el. Văd un fizic exact. Foarte bun. Îl văd pe Bastoni. Poate îl văd pe Drăgușin în primii ani ai lui, înțelegi? Dar are nevoie ca să crească, cum a avut nevoie și Bastoni, probabil și Drăgușin. Ei fiind jucători, Drăgușin deja s-a schimbat, poate joace și în 4, dar Bastoni a rămas în continuare. El fiind la începutul mai lent,
are nevoie să joace în 3 ăsta până reușește să aibă încredere. A avut o repriză grea, prima repriză grea. Nu m-aș mira dacă joacă titular în 3 ăsta și într-un an, 2, să nu-l vândă undeva. Țineți minte. Câteva declarații din partea lui, dacă mai este la flash interviu, să-l ascultăm. Mai aproape și acum trebuie să câștigăm toate meciurile ca să rămânem acolo sus. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Pe final de interviu. Da, jucătorul interesant a dus din Italia, cum a fost adus și Luca vreo 4, Sava. Da, și Sava. Și Filip, că bă, dacă îl bagă acum, Filip, îl bagă la CFR în 4, el cu Aieti, Camora și cu Mane, de exemplu, o să vedeți că o să aibă probleme. Pentru că încă nu știe jocul, mișcările lui sunt lente, încă nu poate. Dar în treiul ăsta să fac acolo mai puțin, adică să se ocupe de o parte mai mică decât te ocupi în 4, cred că poate să facă și de la meci la meci poate să crească. Pentru că îmi place. Fizic bun, stângul ăla parcă bun, poate să crească. Adică parcă văd așa un drăgușin. Să o iei ușor, să pleci de aici, să te duci undeva și să ajungi la o echipă bună. Mai vedem. Apropo de Faru, că discutam mai devreme, Mazilu, ți se pare că a progresat Astana sau a regresat din momentul în care s-a făcut anunțul transferului? A regresat. Nu mai e Mazilu ăla. Nu știu nici doiul ăsta cu Budescu pe acolo, deși ei pe faza de apărare încearcă să joace așa, pentru că Faru, în general, pe faza de apărare încearcă să închidă mijlocul terenului, să-ți dea stânga-dreapta, să dezvolți tu acțiunile pe bandă. El de acolo nu poate, pentru că aici, fiind între fundaș și central, între închizători, între toată lumea acolo, cred că este greu. Cred că cel mai bine este în 4-3-3 el să joace în partea dreaptă, să vină din bandă, să nu vină nimeni în spatele lui, să vină fundașii ăia din 4, să vină fundașul târziu la el și când e pe drum, el cu viteză să-l depășească, să intre pe stângul lui și să tragă la poartă. Dar spun că așa am fost și eu. În momentul când am plecat, tuturor li s-a părut că nu mai sunt ăla, că nu mai e da, aia. Că pleci. Da, se știa că plec, da? Zice, de la Reșița la Steaua, de exemplu. Da? Știam că plec, că nu mai vreau să joc, că nu e că nu mai vrei să joci. Și adversarul se uită altfel la Mazilu, nu mai e Mazilu ăla care e nimeni și începe să facă un copil și începe să facă. Acum sunt toți atenți la el și e trecerea asta pe care la vârsta asta nici nu știi să o gestionezi, nu știi să faci nimic, adică nu aș... Și stai puțin, tu cât de cât rămăsești și în România, sigur, salt enorm, dar el pleacă în Premier League, frate. Asta spun. Fai de capul meu, de nici nu l-am să mă gândesc. Nu. Deci eu nu pot să mă gândesc, de eu n-aș dormi noaptea în locul lui. Ei, uite, pentru vezi, că aș fi de să nu doarme nici el noaptea. Probabil că nu joacă, nu doarme nici el noaptea. Poate că n-ajunge niciodată. Păi, mă uit și eu, nu, mă uit la Brighton, că e echipa mea, nu cum joacă. Păi mă ia așa... Ok, poate n-ajunge niciodată să joace la prima echipă. Habar n-am, nu știu. Da. Dar faptul că trebuie să pleci, adică aștepți să pleci, da? Aștepta Manea la un moment dat, mai țineți minte să plece la Chelsea, nici n-a plecat. Dar nu dormea noaptea, a plecat în Cipru, pe unde a plecat. Limassol, nu știu ce. După aia prin Belgia, la da, pe unde a plecat. Locere, necere. Deci la el, cred că și, e și normală și, treaba asta. Și cred că mai e ceva. Luis Munteanu nu mai este același Luis. Este o diferență atât de mare între cum a fost. Nu mai are inspirația aia. Parcă alege întotdeauna altă soluție decât cea bună. Să fie mai pregătirea constele, să nu pot ține picioarele? N-aș vrea să greșesc, dar nu. La Luis Munteanu mi se pare, de câteva etape mi se părea și tot mă țineam să nu spun, pentru că nu vreau să spun lucrurile astea, dar mi se pare că a început să-i pută tot. Mi se pare că a început să-i pută tot, mi se pare că a început să fie vedetă. De-aia nu mai joacă. Nu că a uitat fotbalul sau că nu mai știe fotbal. El e nervos, dă cu mâna în minge, face aia la altă, nu-și mai vede de treaba lui. Când devii vedetă, așa pățești. Nu o să se întâmple nimic bun. Când îți revii iară și când îți vezi de treabă și când nu ții neapărat să dai gol, când joci pentru echipă, când îți vezi de ce trebuie să faci, cred că o să fie din nou bine. Dar acum am impresia așa, dar... Repet, m-am tot ținut pentru că nu e, e urât, da, să spui treaba asta. Dar parcă îi pute tot. Și atunci... Care să fie motivul? Adică nu știu, habar n-a realizat. Nu. Ok, a luat un titlu de... Ești totuși, când devii tot un fel de vedetă, a plecat Ali Bek, ai rămas tu, încerci, parcă poate să faci așa pe asta. Dar
Nu, asta spune mult, dacă asta ar fi realitatea. Asta nu știu dacă asta e realitatea, că de asta spun, că m-am tot uitat la el și am tot ținut-o, n-am vrut să zic, dar parcă de câteva etape tot mi se pare că nu mai e. Un mare neajuns, ar fi o mare problemă și ar avea o mare problemă, ar fi o mare lipsă. Pentru că deja acum trebuie să aibă consistență. Mă gândesc că regele vede și regele trebuie să-i spună, pentru că nu poți să continui așa. Deci el a spus, ai văzut, unii dau cu mâna în minge, unii sunt nemulțumiți, nu mai jucăm ce trebuie, adică acolo în vestiar probabil că a tras un semnal de alarmă și le-a spus, nu vă mai vedeți de joc. Tu ziceai de CFR că a făcut multe puncte, eu zic că Farul a făcut foarte multe puncte. Farul nu mai joacă absolut nimic. A câștigat niște puncte cum a câștigat la Herbaștet acolo, cum a câștigat cu voluntariu acasă. Deci eu nu înțeleg cum a făcut punctele. La Farul mai degrabă nu înțeleg cum a făcut punctele. La CFR înțeleg până la pregăsit echipă ce, cu principii solide. Dar știi ce nu mi se pare că, de ce spun că a făcut multe puncte? Pentru că e la un punct de FCSB. FCSB pierde puncte pe bandă rulantă când îi dai la joale jucătorului. Da. Când totul merge bine și vii și îi dai la joale. Pentru că părea că este echipa cea mai în formă, cu cel mai frumos fotbal. Și deodată, la joale. Deodată se întâmplă ceva. Mai dai la joale și acum... Da la joale? Păi măcar acum nu-i mai dai la joale dacă deja e accidentat. În cazul în care sunt 5 victorii consecutive... Deci, focusul nu mai este pe tine, patrol, focusul este pe echipă. Și pe tine te deranjează chestia asta. Tu vrei, de fapt, ca în permanență focusul să fie pe tine. Ok. Și dacă ai 7 victorii consecutive, tu nu poți să te retragi să-i lași să joace. Că tu vrei să ai focusul pe tine și nu mai dacă iau 7 victorii. Dar vezi că încă ai o șansă, pentru că pare că încă sunt în drum spre Mariana, știi? Da. Adică nu le mai da mai rău să ajungă acolo, înțelegi? Deci au luat-o puțin spre Mariana. Stai, ușor, lasă-i, că i-ai terminat, lasă-i să joace, nu-i mai bulversa, nu-i mai da, că asta mi se pare. Da, o să ajungem acolo, dar asta spun, adică de unde era echipa cu cel mai frumos fotbal, te trezești că CFR-ul ajunge la un punct de... are multe puncte. Pe organizare... Ceva blocat psihic, cred, pentru că tu ai jucat bine cu petrolul. Dar, Bogdane, cred că până la urmă, uitându-mă și la echipă, uitându-mă la puncte, uitându-mă la accidentații care sunt, când a greșit poate Mandorlini la meciul cu FCSB, da, pentru că a jucat cu 3 la un moment dat fundat și FCSB-ul n-a avut nicio ocazie, a schimbat, el probabil că a crezut că o să bată și a pierdut meciul, dar în rest parcă a făcut ceva din, da, adică cred că și la el e un merit, așa cum e cu jucătorii ăștia care sunt, pentru că dacă te uiți în primul 11, zi-mi un jucător de clasă cât de cât. Pentru că la FCSB îmi găsești. De ceva așa, clasă pentru noi. De nu de clasă, nu de balonul de aur. Muhar a dat 2 goluri, poate părea 10. Ciudat, dar mie îmi spune că e bolnav. Cine? Muhar. A dat 2 goluri, ok, dar mie îmi spune că e bolnav, bolnăvior. Și nu pot să înțeleg cum joci așa, bă, croat. Băi, frățioare, n-ai făcut nimic. Nu știu, tu n-ai trecut pe la vreun club de fotbal. Te-ai întrebat, jucai și tu pe acolo și te-au văzut mare așa și au zis, hai să vezi tu. Nu poți de așa nimic. Dar Jvec, ți se pare că joacă... Jvec la nu joacă nimic. Păi nu, de ce nu e? Păi se compară cu Boateng. Păi și atunci de asta spun. Adică cu Jvec, cu Muhar, cu cine e pe acolo, cu Fica. Nu, stai puțin, stai să ne întrebi puțin. Face punte, omul ăsta poate... Ei nu știu fotbal cu mingea, dar știu principiile. Adică sunt profesioniști, aleargă, sunt mari, respectă. Ceea ce este în fotbalul nostru amețit este un avantaj. Bine, altceva am văzut. Că în afară de Deac, toți ceilalți care au venit, ăla din Danemarca, cum îl cheamă, au adus ei pe... Hammershøi, Mistrati, sau cum îl chema. Zecar, din ăștia, cum au venit, cum au întins-o. Cred că nu, adică trebuie să ia fotbal aici. Trebuie să fii foarte serios, trebuie să... Păi când l-a adus Dan Petrescu pe Bordeanu de la Botoșani și a spus că îl bagă la Naționale, mi s-a dat-o razna, cu tot respectul. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză comercială, o să ne întoarcem, o să ascultăm și pe Mandorlini și vedem și un moment care mie mi s-a părut foarte ciudat la acest meci, îl comentăm o să după pauză. Am revenit în platou la minutul 91, spuneam că o să-l ascultăm și pe Mandorlini, după care o să prezentăm două imagini, mi s-au părut inedite, interesante totuși, cu jucători ai CFR-ului în prim plan, dar le discutăm după ce ascultăm pe antenorul italian. Bună seara, mister, felicitări. Cum vă simțiți după acest joc? Ma sono molto contento, al di là della vittoria che era la cosa più importante. Abbiamo fatto una, secondo me, la miglior partita da quando sono qua. Ma parlavo prima con i miei dirigenti e
Abbiamo visto ieri un allenamento, veramente un grande allenamento. E molte volte quando vedi grande allenamento, poi infatti poi siamo andati sotto 1-0 e ho avuto un po' di però, vedevo che la squadra era in partita, voleva vincere, quindi veramente grandi complimenti alla squadra, ha fatto veramente la partita che avevamo preparato. Sunt foarte mulțumit pe lângă această victorie. Eu consider că am făcut cel mai bun meci de când sunt eu aici. Vorbeam chiar acum cu staful meu și le spuneam că am văzut ieri un antrenament foarte bun și de multe ori când faci asta se întâmplă să îți iasă. Vedeam că echipa, chiar dacă era 1-0, era condusă, era în meci, era prezentă, își dorea foarte mult. Îi felicit pentru că au făcut un meci foarte bun. Pot să spun că au făcut exact ceea ce am pregătit. Ați schimbat și foarte inspirat la pauză. No, mi dispiace per Jeff che aveva fatto anche una buona partita, ma volevo magari un po' più di forza, un po' più di meno tecnica, lui è più bravo a giocare di me, però siamo stati bravi, fortunati, ma credo che insomma Carlo ha fatto due gol bellissimi, due belle azioni, ne ha fatti tre perché il gol che hanno fatto loro lo ha regalato lui, però al di là delle battute, al di là dei cambi, credo che la squadra, tutti volevano vincere questa partita e tutti insieme ci siamo riusciti. Îmi pare rău, sincer, pentru Hefte, pentru că consider că și el a făcut un meci bun, însă ne doream puțin mai multă forță, mai puțină tehnică, să spunem așa. Cred că Carlo a reușit două goluri foarte, foarte bune și golul 3 a fost, să spunem, tot al lui, pentru că le-a făcut cadou celor de la Farul. Însă astăzi, toți împreună, am reușit și am avut voință să câștigăm. La unul dintre goluri am numărat cel puțin 8 pase consecutive, sau chiar 9. Ați lucrat special lucrul acesta la antrenament? Nici din prima devier, din prima în viteză, cu un pressing avansat? Sì, oggi avevamo preparato questa partita. Volevamo essere più aggressivi, volevamo avere un predominio con la palla anche da dietro, con i tre difensori. E abbiamo fatto tante buone azioni anche prima di gol, ripeto, al di là di tutto l'abbiamo preparata bene questa partita, è stata preparata ed è stata giocata come l'avevamo preparata, quindi credo che per un allenatore è bello vedere questo e i giocatori si divertono anche a giocare, a passare tanti passaggi, c'è tanti giocatori attaccano, quindi bene, bene così. Astăzi așa am pregătit meciul, ne doream să fim mai agresivi, să avem mai agresivi, să avem mai mult mingea, chiar și în ceea ce privește apărătorii. Am făcut multe acțiuni bune chiar și înainte de gol. Cred că astăzi am pregătit și am jucat așa cum am pregătit meciul. Pentru antrenori e frumos să vezi că jucătorii se bucură să joace, să paseze și să atace toți împreună. Ați avut mai multe posibilități să vă apropiați de FCSB. Ei bine, ați reușit să veniți acum la un punct în spate. Cum vedeți cursa asta până la final? Siamo contenti perché abbiamo avuto altre occasioni, non siamo mai riusciti a sfruttarle. Ma al di là di un punto è ancora molto lungo il campionato e adesso giovedì abbiamo derby, altra partita difficile, però ripeto, siamo contenti perché abbiamo vinto con una squadra, con Farouk, è una squadra che ha qualche problema tecnico, che mancano giocatori, però è una squadra importante e abbiamo vinto contro una squadra importante, non c'era ancora riuscito e oggi ce l'abbiamo fatta. Suntem mulțumiți pentru că am avut multe ocazii să ne apropiem de locul întâi și nu am profitat până acum. E doar un punct diferență, dar campionatul încă este foarte lung în față. Joi ne așteaptă un alt meci dificil, derbiul orașului. Suntem mulțumiți că am reușit să învingem Farul, o echipă care, deși avea câteva absențe, e o echipă importantă. Mai revin cu schimbarea pe care ați făcut-o la pauză, cu Hefte. El a ieșit destul de supărat și la pauza meciului a plecat de la stadion. Știți de ce? Sau v-a spus? Ați aflat ce s-a întâmplat? Non so questo, non so se lui è andato via prima o meno. Io adesso non so, non credo, però al di là di quello, ripeto, Jeff è un ragazzo molto sensibile, voleva fare bene, ha avuto un paio di occasioni primo tempo. Io volevo magari un po' più fisicità e ho cambiato. Forse il giocatore ci è rimasto male,
ci può stare, ma è più importante la squadra, e la squadra ha vinto, e quello che conta è solo quello, il valore della squadra e il risultato della squadra. Nu știu sincer asta, nu cred, dar totuși pe lângă asta el e un băiat sensibil și știu că își dorea foarte mult să marcheze. Chiar a avut câteva ocazii în prima repriză, dar așa cum v-am spus, voiam în partea a doua să fim mai bine fizic și atunci am schimbat. Cel mai important lucru este în momentul acesta echipa și faptul că am câștigat. Mulțumim! Mulțumesc! Da, comentăm această ultimă informație pe care ne-a oferit-o reporterul prin intermediul întrebării. Dacă așa stau lucrurile, ce înseamnă asta? Adică dacă Hefte a plecat de la stadion fiind supărat pentru că Mandorini l-a schimbat la pauză. Există un regulament de ordine interior, un regulament intern, care să-i aducă o amendă consistentă. Asta se va întâmpla și probabil că vor fi mai multe. Cred că mai bine era un regulament care îl lăsa acasă, nu să-l iaducă ceva. Și să adică nu mai care să-l loc, lase să acolo unde a plecat. Să stea acasă. Unde ai plecat, acolo, du-te și stai acolo și te odihnește și te chemăm noi. A jucat foarte bine, a fost excepțional. Nu, toate meciurile cât a jucat a fost excepțional. Poți să zici mersi că îți dau ăștia 10.000 cât ți-au dat pe lună și tu... Deci îi păcălești, pe cuvântul meu, dacă nu îi păcălești. Da, se poate așa ceva? Se poate așa. La noi? Când tu nu dai cu piciorul în minge, tu nu ai nimic, da. Nu faci nimica, nimic. Tu te superi. Bă, nici măcar nu muncești. Deci nici măcar nu muncești. Poți să zici că alegi, bă, cum îl cheamă, Florin Andone? Da. Bă, săracul... Mai trecea una în gură la adversar, mai aia făcea ceva, da. Cât... Nu poți să reprezezi nimic de implicare. Poți să nu-ți placă. A, și tu care nu faci nimica, tu te superi. Tu, rău, și, da. Nu că rău. Și pleci, nu dai pleci, mâna, nu nimic, pleci, ai plecat, nu te interesează nimic, ai plecat. Nu discutăm, nu scortul, poate pierzi meciul. Nu te interesează. Că e un 1 la pauză. Nici nu te interesează. A, da, cred că și vrei să-l pierde. A, că m-a scos pe mine. Da. Nu-l interesează. Judecă individual, doar pentru el. Și atunci? Astfel de jucă. Atunci este, vine întrebarea este simplă. Ai ce să cauți într-un colectiv? Ai cum să faci parte din lotul unei echipe? Sunt chiar curios ce decizii. Repet, dacă informația dată poate de... Că dacă nu este așa, poate nu asta e. Poate că vorbim poate prostii. Am spus din start. S-o fi dus în tribună undeva și l-am văzut. Noi am vorbit din start varianta asta. Dacă este așa. Dacă nu este, atunci nu mai... Pentru că ai văzut, inclusiv reția lui Mandorini a zis, nu cred așa ceva. Dar dacă așa s-a întâmplat... Bine, Mandorini este diplomat, a știu să... Atât timp cât a întrebat reporterul, sunt convins că știa care este situația. Au zis la Rechis Vomul că nu prea e bine Mandorini la Cluj. În ce sens? Că nu prea îl plac jucătorii. Așa m-au auzit încă o dată. Sunt vorbe care vin așa, nu știi dacă e adevărat, că nu... Asta înseamnă că... Asta înseamnă că e antrenor. Asta înseamnă că e antrenor. Exact. Cred că ăsta este primul. Pe Dorinel, pe Dorinel îl place cineva? Nu-l placă? Păi, bă, da. Îl iubesc că e aia, îți dai seama. Ăsta e semn bun pentru... Ăsta e semn bun. Înseamnă că e bun, Mandorini. Bravo. Dar știi că ai diferența că pe Dorinel Munteanu nu ai cum să-l cureți în ghilimele repede, pentru că... Că nu că te cureță el. Așa, pe când aici, dacă pierzi două meciuri, vezi că nu ți-e bine. Da, dar dacă vezi... Nu știu, nu mă... Tu știi mai bine. Păi nu, trebuie să și tu conducere să vezi, să te pricepi, să-i poate vezi. Poate sunt doar vorbe de clacă, și... nu știu dacă e adevărat. Dacă așa simți că jucătorul nu face ce trebuie, atunci e bine să plece, nu? Cum să și de ce... Da, vezi tot ce se întâmplă, pentru că jucătorii știu că de regulă în România li se ia lor partea, nu antrenorului. Da, foarte rar li se ia antrenorului. Și că pleacă antrenorul. Pleacă antrenorul, da. Face da. Și așa. Spuneam două momente pe care vreau să le comentăm cu jucători de la CFR în prim plan. Haideți să vedem la schimbarea produsă în final, când Mandorini îl cheamă de pe bancă pe Luca Mihai să-l introducă în teren. Să vedem acel moment. Mie mi-a plăcut asta. Aici. Mie îmi place mult asta. Mie nu vine să cred. Cu mânuși? Ba da, mie îmi place mult. Cu mânuși? La 20 cu mânuși de la 35 de grade. Păi mâine, când o să vie frig, ce faci, bă, iei pătura în cap și intri cu pătura în cap pe teren? Ce faci, bă, băiatule? Uitor. Ce faci, bă, cum, mă, cu mânuși, bă, în mână? Că bolnav nu cred că ești să ai circulație proastă atât de rău. Bine, ți le puneai pe picioare. Nu mă, dar săracul chiar nu-și dorește. Săracu, are contract semnat. Hai, mă, lasă, el are un contract cu sponsorul. Hai, mă, și spus, să... Hai, mă, și așa. Are, mă, uite, se vede. Păi, n-ai mă cum, copilule, te bage să joci și tu spui căciulă în cap și mănuși, ai mă ce n-ai, că n-ai cum. Uite-mă, și ia tribune să cu glugă, s-a făcut răcele, s-a făcut, da, s-a minus 25 de grade. De-aia spun, căciulă îi trebuia, că am greșit noi. Bun, și un alt moment petrecut înainte de startul meciului, atunci când echipele au ieșit pe teren. Îl vedem pe Mogoș. Cu ce?
Păi asta întreb și eu. Bine, m-am interesat și este vorba de copilul lui, dar întrebarea mea este, e ok? E, sincer, e prima oară când văd. Asta a fost și m-am gândit mult, eu nu am mai văzut așa ceva. E fetiță sau băiat? Uite oricum e micuț rău copilul. Da, nu, dar și e și frumos să-i trăiască. Să-i trăiască. Dar nu, n-are, n-are de treabă una cu alta. N-are treabă una cu alta. Poate să fie cum o fi, n-are treabă. Ce cauți cu el? Cine își dă voie? Nu, chiar nu înțeleg care e. Dar cine îți dă voie? Cum ai cine îți dă voie? Cum adică? Ce e asta? Poate vreau să vin cu este... fratele. Și poți să vii cu cine? Bine, ții meu, ții frații. Chiar că ții în cârcă. Fiecare îi cine vrea, voi că nu poți. Nu poți să-l ții frații, ții în cârcă. Prieteni cu cine vrei? Da, cu mama, cu tata, vă prezint aici. Veniți cu mine, ieșiți cu mine. Păi nu mă, dar aici, stai mă puțin că am uitat, mă. Păi ai uitat, Toban? Păi asta e de pe vremuri. La Flash interviu. A, nu, doar la Flash, niciodată aici? Până când s-a n-am mai putut să-l țin în brațe. De ce nu mai vine? Păi crescuse ăla mic, care era mare, nu mai putea să-l țină în brațe. Da, da, tare asta. Eu da. Am crezut că e o jucărie acolo prima dată, știi? Că așa mi s-a părut și mie prima dată. De plus ceva, o jucărie, care el, poartă lui, nu mai ceva important. Unde este concentrarea lui înainte de meci? Păi dar poate zice că l-ajută asta, poate zice că l-ajută, nu știu ce. L-ajută. Totul în regulă bă, și... De ce nu vii, mă, cu bunica, că poate te ajută poate asta? Poate să vină cineva. Cu bunica, nu? Poate să vină cu cineva. Poartă noroc, mă ajută cățelul, bunica, cățelul, purcelul. Da. Deci așa da, nu știu, ceva. Da. În fine. Bun, păi hai să mergem în fine, știi, că nu e, trebuie luate măsuri, că dacă tot asta... în fine, da, bravo, asta e foarte asta bine, pentru că dacă tot în fine și toată lumea în fine, uite ce... Exact cum ți-a și domnul Zotan, eu nu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte de scene de după meci, când după meci de un trofeu... Ceva. Ce nu măcar, ce ți se părea că la Flash era corect? Era nu, normal? Nu, nici nu. Și veneai într-una. Nu, dar aici... Totuși, aproape păi vezi dacă acolo, da, aici de ce nu? Că da, dacă acolo opream, aici nu se mai ajunge. Da. Bun, mergem mai departe. Petrolul FCSB, pentru că a fost un mic așa interes, s-a disputat sâmbătă seară. FCSB a avut 2-0, practic victoria în buzunar, punctele în buzunar și s-a terminat 2-0. Te-am auzit după meci spunând ceva de genul că jucătorii sunt practic afectați psihic, nu? Sau sunt prăbușiți psihic. Da, dar să nu fi început să-i plângi. Păi nu, tocmai asta... Nu, adică să nu începi să-i plângi, păi știi? Nu. Pentru că n-ai cum să-i plângi când ei vin aici pentru bani. Ok. Și da? De ce ai băluță, fi băluță. De ce e prăbușit da. Psihic? Pentru că nu mai știi, vii undeva unde crezi că... Unde crezi. Crezi că ție nu ți se întâmplă, că de fapt asta face toată lumea, da? Când vii aici, în primul rând pentru bani vii, da? Pentru că Băluță putea să se ducă la Craiova, era de acolo, a jucat acolo, știa pe toți, juca poate meci de meci fără probleme, era mult mai bine pentru el. Vii pentru bani, vii aici, știi de la început ce se întâmplă, dar tot crezi în mintea ta că ție nu o să ți se întâmple. Lasă bă că o să joc, o să facă, o să... Și când te trezești că după 45 de minute, habar n-ai dacă ai jucat bine, dacă ai jucat rău, dacă n-ai jucat... Te scoate, după care intri, după care nu mai intri, după care și habar nu mai ai ce se întâmplă, nu știi ce se întâmplă cu tine. Și de aici, anumiți jucători nu au cum să joace bine, iar alții au cum să joace bine pentru că joacă meci de meci. Florinel Coman joacă meci de meci și n-are nicio problemă, nu-l scoate nimeni decât când vrea el. Joacă bine, Olaru bravo, joacă meci de meci, n-are nicio problemă, joacă bine, Șut care nu se gândește niciodată, deci ăștia sunt trei jucători care nu se gândesc niciodată că sunt scoși. Sunt cei mai buni aproape la fiecare meci? Da. Da. Ceilalți care știu că se întâmplă ceva, dar să știi că într-un fel mi-a plăcut aici așa, zice jucătorul trebuie să stea în stres tot timpul, să știe că nu știu ce, că dacă nu joacă îl schimbă, că dacă... Băi, când vii la FCSB, știi că asta te așteaptă. Păi, de asta nu înțeleg de ce sunt afectat psihic. Știi cum aș înțelege? Nu poți, Dane. Dacă Dane, venirea, nu, okay, Dane te duci la antrenament. Și nici ce? Nu știi ce se întâmplă. Ce ești se bulversat întâmplă? Total. Ce? Bulversat de cine? Păi de toate informațiile astea care apar care? Și cu criticile la adresa ta și la adresa hai. Colegilor și exact. Trebuie să te pregătești psihic înainte de antrenament. Ce să obții de antrenament? Să fii acolo un jucător care să vii cu pus valoare la ceea ce se întâmplă exact. În teren. Dar tu când te duci la antrenament deja știi că aseară s-a vorbit. Ăsta nu mai intră niciodată.
ăsta nu joacă acum, joacă ăsta, adică ăla nu. Unitatea grupului, declarații de genul ăsta s-au făcut de Becali și n-au fost acoperite neapărat de realitate la etapa după aia. Păi Pandi, acum a spus pe ăsta că dispar 9 jucători. Da, mă, dar n-ai înțeles un lucru. Poate joacă, dacă faci 2-2 în 11, poate bagi 12, să câștigi cu 2-1. Da, păi acum a deschis echipa. Da, erau 12, erau 12 și atunci a mai pus unul, pus să-i bată pe aia, sigur, rapid. Înțelegi? Adică când și-a dat seama că 11-11 e o problemă, a zis, bă, bag 12, că n-ai unde, că e unul peste altul la un moment dat, nu mai n-au unde să joace, nu toți aia. Păi era și Otariu și Băieță, păi era și toată Coman, lumea, era și Coma și Octavian Popescu, era toată lumea, și Ovidiu Popescu, la Lampard, era toată, Djokovic nu era, nu? Djokovic nu. Așa erau 3 pe 1, jucau în 13, da. Djokovic nu. Erau 3 pe 1 pe ăsta. Faptul că FCSB primește, bine, ai văzut că, apropo de declarațiile lui, spune-mi după meci că Târnovanu e vinovat și este, asta se vine și nuanțează. Nu, pentru că i-au spus toți, vede și el. Păi asta spun, dacă tu te raportezi mereu la primele impulse ale lui Becali. Și vede meciul cu cineva, cu X, că aici, uite bă ce gol a luat ăsta, bă, era și asta să apere. După meci, probabil, da. Și el gata, a zis, nu contează, i-a auzit că trebuie să apere Târnovanu Mihai. După care spune că nu-l scoate, dar totuși greșește, pentru că nu pune zidul cum trebuie. Trebuie să văd câți oameni pune în zid. Pentru că acolo cred că la lovitura aia, cred că... Hai să vedem golul. Cred golul marcat deja e din acolo cred că ar trebui să spui 5 oameni la lovitura aia liberă. Cred în zid. Dar dacă ești FCSB și lași oameni pe la cornere, cât sunt acolo? Cred că 4. Sau primul pleacă, Djokovic, cred că e în zid. Că dar ce, dă pe lângă zid? Dă peste zid, eu așa văd. Dacă dă peste zi, nu mă crezi câți oameni sunt în zi. Mi se pare că dă peste zi. Da, sunt 2, 4, 6. Dar Djokovic pleacă, practic. Și dă peste zi, nu? Și dă peste zi, da. Dacă dă peste zi, când mai am tăză cât sunt? Dă peste zi. Nu sare cum trebuie. Sunt 4, nu? Nu. Nu sunt 4. Pentru că Djokovic e în zi, dar pleacă imediat. Uite-l pe Djokovic. Vezi cum face un pas în față. Sunt 5 cu Djokovic. Nu, dar nu... Dar ce relevanță are? Păi are relevanță, pentru că e de foarte aproape. Deși nu pui 2 atunci. Dacă n-are nicio relevanță, aici ce trebuia să faci? Nu, dar mai este, păi spun ce mai e aici. În primul rând s-a dus ca executant jucător de picior drept și tu cei mai înalți jucători, cei care seară mai mult, ai pus în partea dreaptă. Iar unde trebuia să-i pui pe ăștia înalți este exact pe acolo unde s-a tras. Eu nu știu cum e Pandi, portarul spune, portarul spune X, Z și Y, îi nominalizează. Poate cu antrenorul să pună, vreau la zid pe ăsta. Că, bă, de ce? Pentru că aici primul e mai scund, al doilea e mai înalt, pentru că pe acolo vine în general mingea. Dar ei n-au pus om jos ca să sară cum trebuie, pentru că la cât e de aproape, e aproape imposibil. El a dat aproape plat, da? Mingea nu o ia peste zid și cade în poartă. Ea se duce cam la aceeași înălțime, da? Se ridică și după aia la aceeași înălțime. Mi se mai pare ceva, cred că zidul e la mai mult de 95. Nu, pentru că de fiecare dată ai impresia că le tratează la mișto toate astea, da? La corner pentru adversar lăsăm oameni în față, că dacă recuperăm mingea, da, s-o dăm asta, nu ne apărăm noi. Că nu știu ce, că pune adversarul. La asta punem 4 în zid în loc de 5. Nu punem cei mai înalți 2, că ăla trage cu dreptul acolo la... Știi? Și atunci te trezești. Pane, ne vorbim de altceva aici. Nu faci 3-0, 4-0, cum trebuie să faci? E, da, dar nu. Asta e subiectul, nu, de fapt. Asta e puțin. Nu trebuie să vorbim despre asta atâta timp cât vedem că de fapt el de vreo 2 ani de zile Gigi spune tuturor nu mă interesează să dăm 3-0 și foarte trebuie bine să câștigăm meciul. Și atunci de ce îți dea 3-0? Că de-aia nu dau 3-0 și de-aia au pierdut campionatul. Că de-aia n-au dat 3-0, 4-0 și au luat bătaie cu 3-2. Da. Nu? Da. Dar n-ai învățat nimica. Nu vei ai învăța zis nimic deja de 2 ani de zile că pe mine nu mă interesează 3-0. La cum arăta meciul până în minutul 70, până la lovitura asta? Cine marca golul 3 sau golul 1 mai repede? Steaua, FCSB-ul. Ideea știi care este? Că și arbitraj a fost șutat rău. Adică nu se poate. Validezi golul lui Băluță? Imediat. După care... Penalti. După care, ce schimbare faci? Îl bași pe Ganea Inter. Îl iei pe Olarul de acolo și îl duci pe Olarul mai sus, în extremă. Adică tu arăți clar că din minutul ăla nu mai te interesează absolut nimic decât să te aperi. Că ce spune? Băi, Ganea nu atacă, nu-i nicio problemă. Bă, dar nici să te aperi nu știi? Bine, aia a fost o schimbare care, sincer,
Nu, dar ca să închidă. Da. Nu, ca să închidă. Să închizi jocul, să nu mai poată adversarul, da, să ajungă la poarta ta. De-aia face așa. Nu, era minutul 83. Da, asta i-a adus peste tine. Era minutul 83. Păi atunci au prins să ia curaj, că au văzut că nu mai e ataș deloc și au prins și ei curaj. Și ți-au venit peste tine și ți-au dat gol. Eu cred că i-a atacat prea tare, că s-a stins și lumina. S-a stins lumina, Da, eu mă ușor că... Păi și dacă s-a stins lumina, ce trebuie? Putem să vorbim? Da, sigur. Cura nu le-a închis. Tocmai pe rege s-a stins lumina. Da, da, Gigi un telefon. Da, 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 da. Ia Gigi-le, mă, lumina la ăia, că prea vorbesc numai de mine. Da, totuși este uluitoare consecvența o care nu încerci să faci și altfel. Bă, să încerci să faci și altfel. Poate că ți iese, nu știu. Mi se pare că o situație mai bună decât anul ăsta nu poți să găsești. Da. Deci dacă anul ăsta nu ești campion, nu mai ești niciodată. Nu, ești singur, nu, anul ăsta? Absolut singur. O secundă, până una alta. Nu, mai ești cu Rapid, să știi, mie Rapid îmi place. Da, să vorbim, ajungem și la Rapid. Să face CB pe primul loc. Da. Da? Da. Da. Adică nu este pe loc să aibă 9 puncte avans, are 1. Nu știu asta. E pe primul loc până acum. E pe primul loc, da. Vedem, noi vorbim acum. E, dar cum nu știi? Știți? Cum adică? Păi cum adică nu trebuia să aibă puncte în plus, ai 2-0, ai echipă mai bună, ai 1-0 la Arad, nu face nimic. Înțeles asta, dar sunt și meciuri pe care le-ai câștigat și meritai să, și nu meritai să le câștigi. Care? Păi meciul de la Constanța, de exemplu, cu Faru, meritai să le câștigi? Nu, nu meritai. Nu mai vii repede în minte. Poate chiar la Oțelul. Nu? Ba da, meritai. Poate la Oțelul. Ai avut 2-0, bară, nu cred că au fost probleme. S-a ratat și un penalti acolo, dacă nu mă înșel. La ce 2-0? Dar făcea 3-0. Parcă 1-0? 1-0, Octavian Popescu, ne-a fost sau parcă... Ba da, 1-0, Octavian Popescu, ne-a făcut 2-0? Nu știu. Ați dat 1-0 meciul? Parcă, nu? Parcă. Vezi câte meciuri vede, nici nu mai știu. 1-0, da. Asta, da, a ratat penalti. Covaș a avut ea niște... Șutul ăla din nimic de la 16 metri, l-ai pus în vincul acolo. Arătează cum am penalti și au vreo două bare Oțelul, da. Nu? Da, nu știu. Pe final au fost ocazii. La fel! Deci la fel. Asta spun, la fel. Bun. Și aici avem un moment pe care vreau să-l comentăm, în cheia celor comentate la meciul de mai devreme al CFR-ului. În minutul 65 se produce o fază, tot Pandi a remarcat-o și vreau să o comentăm. Nu, asta trebuia pusă pentru că trebuie să vedem mentalitatea noastră. Ăștia suntem noi. De ce ăștia suntem? Uite, uitați-vă. De ce se întâmplă? Un jucător de... Un jucător de 18 ani, care este pe la lotul de 19, deci primește mingea, Radunovic este lângă el și arată aici, deci Radunovic în spate și uite cum îi arată la tricou. Ce faci, mă? Vrei tricou, Radunovic? Vrei tricou meu? Dai atragi de mine? Da, da. Uite, ăsta se enervează rău de tot, îți dai seama că e și el, dita mai jucătorul. Și acum imediat îți vine mingea să faci tu o preluare. Păi ce facem... Era tricou strâns. Ce facem, bă, băiatule? Era te-a strâns tricou, te-a strâns pantoful, ce te-a strâns când ți-a venit mingea aia? Uite-te, știu. Deci, și acum mai vine... Cine, nu? Da. Și acum mai vine... Ia uite. Să zic că mersi că a scăpat. N-ai cum, să vezi numai șmecheria. Deci ăștia suntem, șmecheria o știm, după aia îți vine mingea să faci o preluare și nu mai știi să o faci. N-ai cum să se întâmple așa ceva. Primele lucruri pe care le învață fotbaliștii care sunt? Să simuleze. Nu, să fie șmecher. Șmecheria. Am fost în parcul ăsta și de la vreau câțiva care jucau. Aveau 5, 6, 7 ani, jucau la niște cluburi. Din prima se aruncau pe jos, se iau de picioare. Făceau înțelegi cum se întâmplă și la... Dar nu, dar uite-te aici. Deci este incredibil ca tu să-i faci lui Radunovici așa ceva. Rădulescu e jucătorul. Rădulescu, 18 ani, parcă are, nu? Mihai a jucat Rădulescu, la 2005. Probabil că băiatul e talentat, o să fie unul dintre jucătorii buni. Nu asta discutăm. Discutăm de momentul ăsta. N-ai cum să faci așa ceva. Ce ești atât de șmecher, l-ai driblat tu de... Asta arată ce se întâmplă și în vestiar, cu lipsa de respect față de ăia buni, veteranii. Păi tu ce crezi, că doar pe Radunovic Ilea? Cred că face și cu ăia la fel. Ce faci, Bandi? Mă mir că nu l-a prins Radunovic. Păi dar nu că i-a zis, vină încoace, că l-a luat, da. L-a prins puțin să-l prindă întuși acolo, să-l dea peste gata. Păi cred că de frică, ratează preluarea. De frică! Ia uite acum. Ca să nu intre gând că vine la pel, de frică o ratează. Ce faci acum? De frică, l-a văzut că vine pel și de frică a pierdut. Deci așa ceva? Discuția despre arbitraj merită o discuție mai amplă, exact cum spunea Bogdan Cosmescu. Și sunt
patru momente pe care vreau să le comentăm. Minutul 25 este intervenția pe care Daua o are asupra lui Hanca, care este penalizată cu cartonaș galben de arbitru. Și evident că aici întrebarea este, e suficient? Domnul Zotă. Mie mi se pare că nu este suficient și spun de ce. Este un atac grosolan al lui Daua, cu o intensitate foarte mare, cu piciorul întins, cu crampoanele îndreptate către adversar, un astfel de atac care poate genera o gravă accidentare. Poate o să spună cineva sau că a atins totuși mingea. A atins mingea, dar că ajungem să facem și o comparație. Probabil ajungem și să vorbim despre atacul lui Vlădoi. Aici Daua vine cu piciorul sus, nu-i la nivelul solului. Abia o atinge cu călcâi. Ăla-i norocul lui, calcă pe minge cum ar veni, da. Dar în timpul meciului ai impresia că dă în minge. După aceea când ne-am uitat și noi atent. Și mai este ceva, noroc maxim că vine cu forța asta cu piciorul din spate, poate să... Păi cu ăla lea. Păi nu cu ăla. Cu ăla lea. Cu ăla lea. Și aici mă mir că totuși poate Hanca... Nu, Hanca n-a spesivie de Iancu. Hanca n-a avut piciorul înțepeit în pământ, cum avea acum la pus pe Iancu atunci. Putea să se informeze mai mult. Păi nu, el nu se informează. El nu mai cu capul în pământ. Pentru că el nu vede adversarul. Crede că adversarul este foarte departe. Pentru că el bagă piciorul exact când vine Daua cu talpa. Păi și ce să facă Hanca? Nu înțeleg. Păi și ce să mai bagi piciorul când vezi că vine Dita mai talpa? Stai cu capul în pământ. Păi să nu bagi piciorul? Cum adică? Păi nu unde să bagi piciorul? Păi ce să bagi piciorul, bă, Dani? Ca să dai. Ce să dai cu asta? Cum adică să dai? Ce să mai bagi piciorul? Nu sunt de acum, mă ferezi adversar sau cum? Păi dacă îl vezi dacă că vine vezi cu talpa așa? Când tu te duci cu piciorul, cum adică este, să mai bagi piciorul? Este acolo și vreau să dau mingea pe lângă adversar. Păi cum să dai dacă ăla e cu talpa acolo? Ce să dai? Nu mi-asum dacă vine adversarul și mă faultează, înseamnă că mă ferez de minge, să bag piciorul la minge. Cam asta înseamnă, nu? Nu, Dane. N-are treabă feritul cu minge dacă tu vrei să pui piciorul la minge. Păi dacă dau, dacă el se ferea, Daua venea, intra la minge, nu era nici măcar galben dacă Hanca... Păi așa trebuie să facă, el trebuie să se ferească. Aici este roșu. Asta trebuie să facă. Asta e altceva. Stai puțin că nu spune mă asta. Asta e altă discuție. Asta e două discuții. Da, dar nu sunt de acord ca jucătorul să se ferească de frică. Aici, în cazul ăsta, trebuia neapărat să nu mai bage piciorul. N-ai cum să mai bagi piciorul dacă tu bagi piciorul și vezi pe ăla că vine. Cum adică? Nu înseamnă că ți-e frică aici. Aici n-are nicio treabă frica. Că știu care e frică și văd care e, bă, cum e în faza asta. Dar tu ai crezut că e departe. Ai stat numai cu capul în pământ. Duci piciorul exact când ăla vine cu talpa. La ce-l mai duci atunci? Nu-l mai duci atunci. De ce dacă tu crezi că poți... De ce nu intervine VAR aici? Unde a fost Feșnic, dacă nu mă înșel? Pentru că domnul Radu Petrescu este arbitru de Champions League. Și nu te bagi peste... Și intră în curând în categoria Hațegan, nu ești Ivan Kovac. Și ce arbitrar meci de Champions League și meci? Arbitri de Champions League. Bă, meci Lans cu PSV. Nu se pot înșela? Nu, poți să-i spui așa ceva. Ok. Ok. Nu pot să deci Radu Petrescu este unul dintre cei mai slabi arbitri pe care am văzut în viața mea. Sunt arbitri că lupta e grea. Sunt mulți acolo, nu? Candidați mulți și buni toți. Buni acolo la vârf. Radu Petrescu este ceva... Băi, tu mai ții minte, n-ai cum să uiți costele. Nu o să uit toată viața mea ăla la Beto cu Voința Sibiu, cu ce fără Iuși. Băi, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Deci de atunci, de când era tânăr, cu 10 ani arăta calități deosebite. Mi se par lucruri mai de acuzat acum când ai toate relorile la dispoziție și să iei decizia corectă, finală. Mai mult decât asta, Dan. Faza asta este în fața asistentului. Domnul Zotar. Păi asistentul îi semnalizează, nu a dat nimic. Dar are comunicare. El nu a dat nimic. Repet, nouă ni se pare foarte clar pentru că o vedem din spate, din față, din lateral. În timpul meciului, Dan, ni se pare că dă în minge. Și eu am spus că bă, e minge, asta că nu zic, știu ce. Că poate să dă în minge. Să presupune că dă în minge. Îl exonerează? Nu, aici trebuie nu este dat în minge. Dacă aici minge. Este, nu, aici talpa este... dacă dă el, minge. Dacă el se duce cu șpițul așa da. Și dă în minge... E ok că îi rupe piciorul cu ăla din spate. Asta că ăla din spate îi rupe piciorul, nu ăla din față. Nu știu aici, dacă nu știu ok, nici te duci corect. Ia exemplul rugby-ului. Nu. Vrei să-i protejezi pe jucători? Dacă tu te duci... Orice imprudență o penalizezi. Dacă nu, vom avea piciorul rupte. Dacă tu te duci cu piciorul jos și dai înțepi mingea cu șpițul... Și vii cu ăla din spate și rup glezna. Nu, dar aici asistentul... Nu trebuie intensitatea.
Nu poți să vii ca un bombardier. Să rupi ciorul adversar dacă ei atingi mingea? Nu poți să vii ca un bombardier cum vine Dava cu 200 la oră. Este diferit de unul care se duce pe jos și înțeapă mingea. Poți, regulamentat. El se duce, el are noroc. Să nu ne plângem. Calcă mai avea picioare rupte. Uite, el se duce. Mai este ceva. La 20 centimetri cu talpa. Din start e o problemă. El dă cartonaș garbă, da? Da. Jocul nu se reia și el vede consecințele. Este acolo. Păi nu vede... iau piciorul. Nu, s-a umflat greza imediat. Da, 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 merge pe asta, deci zice poate, că e o problemă. Poate dacă să revină. Fi dat, 100%. Poate să revină. Eu nu sunt aici. Convins că poate nu este mai gravă accidentarea lui Hanca până când decât a lui Iancu. Exact. A lui Iancu este... Te termină psihic numai când vezi ce s-a întâmplat. Dar fractura aia, pentru că mai fractură de tibia, se... Hanca poate să aibă ligamente, nu știu ce are. Urmează să facă un RBN. După intervenția asta. Dar vine cu ăla de sub el. Toate alunecările așa au fost. Cu ăla de sub el. Și Papo la fel. Și Țicu la fel. Cu ăla de sub. Dacă vrei să ai protejezi jucătorii, bagi schimbi regulamentul. Dacă asta și ce interzici alunecarea. Nu interzici cu intensitate. Poate de intensitate ai viteză. FCSB trebuia să joace 10 de la jumătatea reală. Dar el dacă nu avea o mare intensitate... Stabileam că nu are. Și se întâmplă același lucru. Da, nu știu. Mai departe. De asta spun că nu poți decât să interzici alunecare. Golul 2 valida FCSB-ului la acea minge pe care Băluță o transmite înspre poartă și pe care brigada o consideră... Nu vede nimeni niciodată cum se vadă nimeni. Poți să decizi ce vrei. Exact așa am spus și eu. Poți decizi ce vrei. Nu se vede niciodată. Păi nu, nu poți să decizi ce vrei dacă nu e sigur. Ba da, că nu vezi. Dacă nu vezi, nu toate vezi. Deciziile dacă sunt bune. Dacă nu vezi, dai gol. Și ce, dacă nu vezi, nu dai gol? Păi bineînțeles că nu dai gol dacă nu vezi. Păi dacă nu zici și eu, cum? Mai bine nu asta și este... văd la VAR ce se întâmplă dacă tot avem VAR. Deci decizia a fost luată... De dușir. Exact. Exact. De asistent. Și de-aia nu mai poți. De asistent. De-aia nu te mai poți tu duce, nu? Tu nu poți să ai o intervenție la VAR. O intervenție care să anuleze golul ăsta, exact. Pentru că nu ai argumente, exact. Să spui că nu a fost gol. Exact. Da? Acum, dacă asistentul a văzut el bine că mingea a intrat în poartă, atunci... Ok, eu te întreb altceva. Dacă tu, nu ești, dacă tu ești pe linia porții, eu o iau invers, dacă tu ești pe linia porții... Cine? Asistentul? Asistentul. Vezi dacă mingea intră în poartă, nu? Teoretic vezi. Teoretic vezi. Dar dacă tu ești 2 metri, 3 metri, pentru că ne raportăm la poziția asistentului în funcție de jucător, da? Să zicem că el este pe unde? Pe undeva pe la 3 metri, da? El vede, poate să vadă de acolo că este gol? În mod normal el ar trebui să fie cam la 1 metru jumătate, așa unde e ultimul fundaș. Bun, experiența... Da, dar... Nu, dar dacă, tu știi, dacă tu ești acolo... Nu, deci tu poți să fii 100% nu. Convins? Nu. Deci nu te bagi și te duci la VAR și vezi ce poți să vezi. Nu se vede nimic, ca nu dai gol. Nu așa ar fi corect? Ba da, eu așa spun. Așa spun și eu la fel. Da. Cum vezi tu aici? Că... Acum tragi niște din astea, știi? Poți să tragi niște concluzii. Tragi. Care, Pandi? Are 2 metri, este cu picioarele pe linie. Nu, nu e cu picioarele pe linie. Se duce... Păi nu e cu picioarele pe linie. Hai să vedem asta, da, hai, hai să vedem. Dar hai să facem un stop cadru pe... nu pe reluare, asta pe cealaltă reluare. Nu, nu, da, deci nu e pe linie. El are 2 metri, cam picioarele alea și el în plonjon, cam unde ar fi capul lui. Păi în primul rând, el nu este perpendicular pe poartă, este puțin oblic. Deci uitându-ne așa la el, văzând picioarele, văzând că el se aruncă în poartă, crezi că mâinile sunt în poartă? Ce credem? Crezi că mâinile sunt în poartă sau nu? Pare gol. Hei, vezi? Asta se spune. Mai este ceva. Spui pare, nu poți să zici că e gol. E, așa a spus și asistentul, dar el a zis gol față de noi. Păi și e corect să faci așa? Păi așa a crezut ca noi. Am înțeles asta, dar așa e corect? Nu. E bine să fii FCSB, să fii rapid, să fii... Nu în astfel de faze. Nu e bine, bine să fii petrolul, UTA, aici ai probleme, UTA, aici... Niciodată. Totuși, mingea este niciodată respinsă nu în bagă. Contra ta. Totul e contra ta. Mingea este respinsă în față. Nu știe nimeni dacă n-a fost gol cu rapid. Știe cineva dacă la UTA n-a fost gol cu rapid? Nu știe nimeni. Nu știe. Golul atunci s-a anulat. Dacă nu știe nimeni. Mingea este respinsă în față. Și ce... Și cade pe linia porții. Eu cred că e gol. N-am argumente, da. Dar feeling-ul meu este că e gol. Păi dacă mingea este respinsă în față, și cum cade, zici, și cade pe linia porții, păi atunci n-ar fi gol. Da, păi nu ar fi, dar o ia din poartă și o aduce. Portarul, păi din poartă, ce spun? Portarul împinge mingea în față. Și din poartă împinge mingea. Atenție, mingea nu este împinsă în față, este împinsă în lateral. Eu cel puțin așa văd. Deci nu este, nu vine mingea înspre centrul terenului acolo. Hai să vedem unde aterizează mingea. Ia să vedem unde aterizează. Uite, pe linie. Păi da, dar nu în față, adică spre centrul terenului. Cumva în lateral. Nu e așa?
Sau vedem asta. Da, important e să fii pe CSB Rapid CFR Craiova. Mi se pare că așa ce văd că e gol. Așa mi se pare că nu prea are cum să o scoată, așa din ce văd. Și da? Mai e ceva. N-am niciun argument. Și, dacă eram tu ăsta și mai e ceva. Dat, și nici la VAR n-aș fi Messi dat. A câștigat balonul de aur. Messi a câștigat balonul. Mamă, o surpriză mare. Da, da, cea mai mare surpriză din. Bun, dar acum cine e pe 2 aia cred că e surpriză. Da, asta e bun. Cine e pe 2? Păi vezi. Nu știi nimeni cine e pe 2. Nu, dacă ai idee, că primul știa toată lumea, cine e pe 2, aia nu știe nimeni. Deci, știi ceva? Haaland pe 2, Mbappé pe 3, De Bruyne pe 4. I-a făcut rău FCSB-ului golul ăsta validat. Cred că lupa de aia era mai bine, cred că băteau, câștigau meciul. Pentru că ar fi continuat să joace. Așa au dat 2-0, să te-am lucrat. Asta e... Deci Haaland e pe 2. Nu, l-a făcut rău. Haaland pe 2, da. Haaland pe 2. Mbappé pe 3, De Bruyne pe 4, Rodri pe 5. Bă, Haaland o grămadă de chestii câștigate. Da, dar cupa aceasta a fost balonul de aur pe mondiale. Cupa mondială. A fost, ba da. Pe ce am zis că nu? Băi, balonul de aur pe mondiale. Și Champions League, și goluri, și alea, și cupe, și tot. Pe ce Champions League? Nu, la Haaland. Da, dar a fost pentru care avea și el ceva. Pentru aia a trecut peste Mbappé. Mbappé a fost bun la mondiale. Da, dar avea și el ceva, adică a câștigat tot ce se putea câștiga cu echipa. Da, dar în an de mondial... După părerea mea, Haaland doar cum se ia niciodată în an de mondial nu se ia niciodată în viața lui. Dar mie mi se pare că nu are cum se ia niciodată Haaland balonul de aur. Nu. Ah, ok. Păi cum se ia? Și în an de european, că nici acolo nu merge? Deci nici la nici, niciodată. Dacă sunt din... Nici că merită să ia vreodată. Este un marcator extraordinar, dar nu se arată niciodată. În mod normal, dacă Anglia... Nu se recompensa așa cu jucător din lume. Și funda și ea de 1,50 m care luau... Care, la fel că acolo la nimeni. Mai avem o fază. Faza la care se acordă penalti pentru Petrolul în finalul partidei și din care Gicu Grozav marchează și se închide tabela 2-2. Vrei să-i dai lui Cante și lui Jorginho la un moment dat. Ne făceam de râs. Hai să vedem și acea fază. Minutul 90 plus 4, mă rog, penaltiul s-a executat în minutul 90 plus, plus 7 și cu emoții Grozav la... la și am crezut că o prindem. Da. Nu da, m-a scăpat, nu pot să-mi dau seama. Mie mi se pare un penalti de ăsta tipic românesc. Mie așa mi se pare. Stai să vedem, că eu sunt foarte curios ce zici. Eu am eu zic că e zona gri, așa, așa estimez. Estimez că e zona gri. Nu cred că nici unghia nu intră în zona gri, cred eu. Deci că nu e nici... Nici unghia nu intră în zona gri, așa cred. Adică nu văd de ce ai dat penalti. Deci aici este o pasă, o centrare... Doamne și ferești. Lovește mingea cu capul atacantul, Jair, și mi se pare că pleacă puțin în cădere, anticipează viitorul contact. Deci mi se pare... Adică mai degrabă Jair intră în... Nu. Lovește mingea cu capul și pleacă puțin în cădere pentru că vede că adversarul o să aibă un contact cu el. Okay. Și atunci el fiind în cădere, fiind și în săritură, vine peste el și cade. Da, și se lasă și jos. Eu cred Doamne, e... Doamne ferește. Comentăm prea mult pe Doamne ferește. Așa e impresia mea. Păi nu, dar trebuie ferește. Să justificăm puntea, trebuie să... Doamne ferește să fie penalti. Aici nici unghia nu intră în zonă. Doamne ferește. Adică Doamne ferește. Și asta nu sublinează decât faptul că este unul cei mai slabi arbitri. El nu trage pentru Petrolul, pentru FCSB. A dat toate, le-a dat greșit. Tot ce avea dat, a dat greșit. N-are, nu poate să dea bine decât un foul la mijlocul terenului de ăsta banal. Nu poate, că și acolo, dacă e mai complicat, ori dă galben, ori nu dă, greșește. Un faul de ăsta banal poate. La intrarea lui Daua vezi galben, că el pute și aici vezi penalti. Bă, dacă ăsta e penalti, s-a terminat fotbalul. Da. S-a terminat fotbalul. Ce să... Dar observă o chestiune foarte interesantă. Nici măcar Mihai Stoica n-a zis nimic, pentru că știe că au fost alte decizii în favoare. După acum să mergi în favoarea FCSB-ului. Da. Golul și roșu. Poate și Daua. Da. Și atunci... Și atunci, încă o dată, omul nu este nicio tabără. Păi omul nu știe nimic. Dar nu ți-a plăcut de Băluță? Ce zici de penalti? Oh, n-a fost nimic. Dar golul tău a fost gol. Gol clar. Da. N-ai cum să dai așa ceva. Dar ce face Inghezana ca să dai? Bă, din potrivă. E deosebit de prudent. Cu mâinile pe... Ce crezi tu că a făcut? Apropo. Ce crezi tu că a făcut? Nu cred că ai faza. Domnul Blarislav Ninai scoate-l la dinții din gură. De la Șepșii a fost cu cine? Voluntari. La voluntari. La voluntari. Da. La 1-0 pentru Șepșii, îi dă un cot lui ăla, nu mai știu, cred că nu știu că era nemeț. Nici că măcar nu se ia nimic. Se ia nimic. Așa e. Adică ce i-a dat, cum a folosit penaltiul pentru Craiova. Craiova cu Petru Iustin. La fel de Ninai, nu se întâmplă nimic. Da.
Ce a considerat aici? A considerat că după ce Jair atinge mingea, Înghezan îl busculează. Cred că asta considera. E articol de regulament, sare asupra unui adversar. Cum sare asupra unui adversar? Eu zic ce... Deci încă o dată, nu poți să sari mai bine decât Înghezan. N-a ridicat mâinile. A sărit cu ele pe lângă corp tocmai. Ca să nu se întâmple. Dar la lovit nenorocirea, n-aș tu că e cetățean. Degeaba, poți să știi cum e? Oricât te-ai ferit, dacă auzi, ai ghilion, nu e. Auzi, dar cum se numește nenorocirea? Cum se numește? Radu Petrescu. N-ai ce să faci. Dar ți-a spus încă o dată. Omul ăsta are o calitate. Nu e imparțial. Nu vede nimic. Nu vede nimic. Și atunci depinde cine are mai multe faze. Ți se pare că trage cu FCSB-ul dacă FCSB-ul are trei faze. Poate trage cu Petrolul dacă ai auto. El nu vede acum nimic. Și la sfârșit, cu cine a tras? Păi, aici au fost cam egale fazele și atunci a contat. A fost echidistant. Păi nu că dacă încearcă să echilibreze greșelile tot timpul. Dacă pui în balanță cam ce a greșit, te duce spre un egal, că dacă zici joci... arbitre corect. Bă, a fost chiar burat, să știi, vorbesc serios. Da. Bun. Hai să discutăm și despre... De fapt, nu, luăm o scurtă pauză acum, comercială, ne întoarcem și o să discutăm și despre cele două meciuri în care au evoluat echipele din Craiova Rapid, Universitatea și FC-ul Craiova UTA. Am revenit în studio la minutul 91. Spuneam că o să discutăm și despre cele două meciuri în care au evoluat echipele din Craiova. Aseară s-a jucat în Giulești Rapid Universitatea, a câștigat Rapid și a făcut-o de o manieră categorică. Pandi, dacă ar fi să extragi trei lucruri din acest meci, și bune și rele, în care să incluzi ambele echipe, care ar fi? 1. Nu știu așa, cu 1, 2, cu 3, ei... Nu știu, începutul de meci mi-a plăcut al Universității. Mi s-a părut că a controlat totuși primele vreo 30 de minute până la golul din minutul 36, după care este o acțiune frumoasă. Nu știu cum Petrila poate să scape de ghepard acolo. Adică ce ghepard ești, are și Petrila viteză, da? Scapă de ghepard, vine târziu Screciu acolo și parcă am mai văzut golul ăsta. Centrare Petrila, pasă Ioniță, centrare Petrila și Funcio, și Funcio care vine, deci Funcio care este extremă dreaptă, vine de acolo pe centru porții și bagă mingea în poartă. Au părut că au avut și ei ceva ocazii Craiova în primele minute. N-au mai jucat cu Stan Vârf pentru prima dată când joacă fără Vârf? Cred că da. Nu? Da. Joacă cu Borja Vale și cu Ioniță un 4-4-2, cu Petrila și cu Funcio stânga-dreapta. Și să știi că mă gândeam așa, ce înseamnă un jucător dus într-o echipă, pus într-un sistem pe care nu poate să-l joace, și pus într-o echipă unde îi se cere să facă exact ce știe el. E vorba de Wydă. Nu m-am omorât niciodată după Wydă pentru că nu știe fotbal, după părerea mea. În schimb, în ăștia doi aici, cum a jucat, mi s-a părut că a jucat perfect. A făcut ce știe el să facă. Primul la minge, primul adversar, presiune pe adversar, recuperare de minge și dat mingea la altcineva. Și mă uitam ce înseamnă să-ți faci o părere despre un jucător care este pus într-o poziție pe care nu știe să o joace. Iar aici unde este pus cum trebuie, pot să spun că dă randament, adică nu mă dă pe spate, dar a făcut parcă ce trebuie. Da, e foarte utilă echipei. E foarte utilă echipei și el face exact ce știe să facă. Tu puneai Inter la FCSB, da. Iar el nu știa mai să facă și avea impresia. Da, Craiova, Curtici, bun jucător. Da, la Craiova sunt niște probleme și mergi în continuare. Curtici, da. Acolo înseamnă că tu ai încredere în el, ok, ca patron, dar vei pierde foarte multe puncte. Da, nu, ok, ai încredere în el dacă vezi că nu merge, când vezi că totul e lent, când vezi că nu merge nimica. Are, omul are 290 de meciuri în Serie A, dar odinioară. La fel și Danciu poate să devină un jucător foarte bun, să fie unul dintre jucătorii buni ai Craiovei, dar în momentul ăsta joci în minus 2 jucători, nu ai cum să faci față. N-ai cum să faci față. Nu, e aproape imposibil. După ceva... care schimbi pe Crețu, asta care e. Crețu este... Pe Crețu l-ai scos. N-are cum să... Pe Crețu l-ai scos dintre ea. N-are cum să nu joace Crețu. La cum ai văzut că a ieșit Petrila și ce grimase avea, mă rog, și
cum s-a manifestat, se pare că e o ruptură mare? Mi se pare că e o ruptură foarte mică dacă ai 4.000 de euro sau 5.000 și timp să te duci până la Belgrad. Nu părea foarte hotărâșul cu interviul pe care l-am citat în Gazeta Sportului, să-l trimit acolo. Azi că ia în vedere și asta dacă... Pentru că dacă analizezi... A trimis avion după Rahmani. Deci nu de 4.000 de euro sau 5.000 de euro e vorba. De bani nu e. De bani nu se vorba. Zic că nu e mare, adică am văzut rupturi de 18 centimetri care au fost refăcute într-o săptămână. Adică aici tot gravă mi se pare, adică la cum îl văd. Deci aici când e gravă, când simți că ți-a pleznit aici, exact aia, pui mâna, el are impresia că cineva îl lovește acolo, știi? Cum am înțeles că și la tendon, la fel, se rupe tendonul, la tenis sau la squash, exact, la squash, întrebau de ce e dat cu racheta peste picior, că nu înțelegeau. Ei, el aici când și-a pus mâna aia și cum face și cum nu poate să pună, e gravă rău de tot. E gravă, e urâtă rău de tot accidentarea. E o mare pierdere, să știi. Asta vreau să întreb, da. Pentru că, bă, da, acum, Dane, la începutul campionatului mă gândeam, știi, Rapidul vrea să câștige campionatul, CFR-ul să termine pe 2, pe 3. Păi când te uiți la Rapid, era Dugan Ziș pe care l-ai dat de Slapce, da. Petrila pe care l-ai dat de Slapce, Ioniță care a fost la tine, care a plecat, deci bine, 4, 3... Trei și Costache, da? Costache. La un moment dat erau patru în față, dați de tine, de Slab la ei și după aia tu... Păi, crezi că poți să pierzi vreodată campionatul când tu îi dai de Slab? Niciodată nu crezi teoretic, nu? Adică stai un puțin... Până acum, vedem așa. Păi stai. CFR a câștigat titlurile pentru că... Păi asta spun! Iar în prezent, tot CFR-ul este peste Rapid. Deci nu e Rapid peste dar CFR. Dacă zici așa, zici și de Cristea de la FCSB, zici și de... Wilder! Deci... Brown! Până la... Uitat de Brown! De Brown! Brown, da. Na, da. Și atunci, cum, ce zici CFR-ul când te uiți la începutul campionatului pe primul 11 al Rapidului? Păi stai mă, ăștia câștigă campionatul cu ăștia pe care noi am dat, care nu aveau loc la noi... Păi noi de ce l-am dat pe Petrila? Că nu făcea ce trebuie, nu era bun. Duca zici nu marca niciun gol, ăla nu făcea nimic, ăla nu știu ce. Înțelegi? Și n-ai nicio problemă. Și... Deci eu îți spun așa, Dani. Să nu fie anul în care Rapidul să plângă la sfârșitul campionatului că nu a câștigat acest campionat. Să nu fie anul ăsta. Pentru că am impresia că la ce văd că se întâmplă, sunt într-o poziție, dacă își fac echipă, sunt într-o poziție excelentă de a câștiga pentru campionat. Pentru că ceilalți își dau... Pentru că ceilalți își dau aș unul la să nu se decerneze decât locul 2 anul ăsta. La ceva se joacă, locul 2 să participe în preliminarele Champions League, dar să nu se decerneze titlul. Și locul 1 să stea acasă. Nu, locul nu există. Locul 1 e echipa aia pe care am vrea să o vedem toți și care nu există. Și nu, tot de locul 2 sus. Echipe să încredeți mai greu. În play-off se va juca fotbal. Acum începe oboseala, Dane. Stai un pic. Acum începe oboseala. Deja încep să scârție. Sunt 6-7 accidentate la fiecare echipă. Trece pe ala asta de pauză și for singura până de Crăciun ne găsește cu limba... Până la... Ne găsește lângă porc acolo. Terminați. Sau cu pătura în cap. Și cu pătura pe noi. Noroc că avem climă, deja mediteraneană, nu mai vine niciun fric. Avem nicio treabă. Hai să vedem câteva faze de arbitraj și aici, deși sunt mai interesante cele de la FCU. Da, dar repede, Ișvan Covaș a fost central aseară în Giulești, la Rapid Universitatea. Toate fazele între minutul 70 și 80. Prima, minutul 71, un fault dur făcut de Vlădoiu, sau e fault dur, sau e un atac la minge și nu e nimic. Funjo se ține de față, pentru că el crea milice. Dar și de jos se mai uită așa. Uite, vezi, asta e diferența între Funjo și Hanca. Că el sare și vine și cu ăla la sare. Și cu ăsta și cu ăla la... Hai, sare. Dă și... minge, dar el cu Van Cădere nu sare. Ia uite de jos cum se uită și el așa. Ia uite-l aici. Acum. De unde avea probleme deodată pe sub. Aici diferența, intensitatea este la fel. Diferența este că el se duce cu piciorul, lovește mingea în plin și la nivelul ierbii. Și cu celălalt picior nu-l lovește. Și cu celălalt picior nu-l lovește. M-am uitat atent, deci nu e... Nu știu că e fault? Pentru că se duce tare, poate de asta, dar... Eu n-aș la faulta. Păi nu, îl iei totuși. Îl iei puțin, nu, poate cu piciorul de sprijin, îl iei. Îl iei poate cu ăla. Nu, păi uite, îl iei cu talpa la minge. Nu e bine, nu e cu talpa de minge? Păi, e cu talpa de minge. Păi,
Și nu e joc periculos, nu l-a schimbat, nu ține. El, nu e o fază importantă. Zici că e jos, nu? Că el ce vorbeam de ăla e sus ăsta. Dar uite, uite, vezi? El vine cu genunchiul, cu partea asta de la genunchi, vine și le ia pe Funciu. Da, dar nu putem să facem. Bun, mai departe. Intrări dure, Albu la Mitriță și Curtici. L-a călcat acolo. Aici... Calcă, nu dă nimica, el e acolo, se uite, asta, vede. Asta vreau să spun. Și are deja galben, nu? Nu, este atât de aproape de fază. N-ai cum. Nu, n-ave galben. Aici îl n-ai cum să nu vezi. Nu se vede, ia aici, e calcă, se vede direct, da. Nu, e Kovacic la 3 metri. Asta a doua... Albu avea galben aici. Nu cred că avea. Ba da, avea deja galben. Cred că verific. Albu avea deja galben. Verificăm imediat. Era galben acolo? La prima călcătură? Da, la a doua... se da, pare că da. Da. Păi uite, deci nu, da. Da, fii atent, faptul că nu dă... Albun nu, aici, cel puțin aici pe flash nu apare. Că... Nu, dar asta e galben. Da, e galben. Aici e galben, da. Da. Minutul 76, un faul la Mitriță, haideți să vedem și pe acesta. Bine, e un faul evident aici. Se punea să oprește și cu piciorul stâng îl împiedic pe mine. Este o fault evident. Te oprești, dar nu te știi, așa, te, și piciorul și mai vedem o fază din 78. Nu, e fault. E fault clar. Ce fault clar. 78 posibil cartonaj roșu. Ne întrebăm dacă ar fi trebuit un cartonaj roșu aici. Nu mi se pare. Pentru că lovește mingea și nu-l mai atinge. Poate pe mână, l-atinge puțin la mână, dar să lovească la cap, nu. Nu lovește cu piciorul în cap. Bun. E Badeli, nu cine? La FCU Craiova UTA. Badeli cu Stan, nu? Da, cu Stan. Hai să discutăm. Stan trebuie să-i se explice să nu mai intre. Ia capsat puțin, că nu mai Stan. Să nu mai intre. La FCU Craiova UTA. Vreau să comentăm golul 2 marcat de UTA, pentru că este o fază cu care nu ne întâlnim foarte des în campionatul nostru. Și atunci când ele apar, e bine să le scoatem în față și să le comentăm, să le admirăm, pentru că, repet, este o construcție a celor de la UTA plecată de la portar, Pandi, nu? Da, da. Și de ce mi-a plăcut? Pentru că adversarul nu atinge mingea. Să vezi la UTA, să vezi asemenea gol, a trebuit, cred că, să-l punem, pentru că Pandi, nu vezi toată ziua. La ce marcaș face Craiova nu, cu... Dar nici uite-te nu. Și tu cum stau la... Ce eu vorbești? Nu vorbesc, eu vorbesc că indiferent ce marcaș faci, ca să termini o acțiune fără ca adversarul să atingă mingea, nu mai vorbesc cum se termină. Da, cu șutul ăsta foarte frumos. O fosul care... Pe unde se duce, cred că nu face absolut nimica, da? Când doar vine pe la noi. Face, da. Da, îți reamintesc datele lui Lucasen. Unde se ducea 7, 5, 6 și aici la UTA dă. S-a dus la Kayseri, nu... Oh! Să știi că și aici, cred că dacă Mircea Redic în ultimul timp n-a făcut mare lucru, cred că ar trebui de data asta, din momentul ăsta, să-l analizăm, pentru că mie mi se pare că acum chiar are o echipă bună. Dacă nu face acum nimic, înseamnă că are o problemă. Dar eu cred că va face, pentru că sunt jucători buni, deja joacă altceva. Păi cred că de ultimele două meciuri, câte are? 3 meciuri, 7 goluri marcate, nu? 2-2, 2-2, 3-2, da, 7 goluri marcate, da. Nu sunt puține. Și jucători destul de buni. Și a adus și fundaș central, acolo în față are Lucasen, are Fabri, are Ofosu, sunt câțiva jucători. Și a jucat și cu echipe grele. A jucat, da, dar... Cine e greu ziua de azi, Costele? Că nu, toți sunt cam ușurei. Rapidul e ușurel, nu e. În deplasare, rapidul deplasare e ușurel. Toate echipele din spate, toate meciurile sunt grele. Bineînțeles. Acum joci la Oradea, cât o-i mai juca, adică nu mult, o să fie ușor, pe asta spun, nu e ușor. Mare. Dar eu cred că o să facă treabă și cred că acum, Dane... Să se facă gazonul pe 5 luni și cum prima oară când intră să sară brațele până la gât, nu m-ar mi-a deosebit, asta zic. Și știi ce mi-a plăcut, Dane? Că el tot timpul s-a plâns, câteodată pe bună dreptate, câteodată nu, la Farul, de exemplu, nu. E, aici a zis, deja nu mai mă plâng, avem echipă, nu vorbesc de retrogradare, pentru că... I-a dus 28 de jucători, cum să te plângi? Păi, dar trebuie să-ți aducă dacă vrei să 28 fii... 28 nu știu, 28, 48, 59, dacă iei pe toți cu camionul, 109, cred că. Nu? Da, ia aia de la camion, camionul, cine băieții, se prinde pe ăla lei și încerci să-l vezi cum e, că n-ai, nu merge altfel, de unde să-i vezi altfel? Repede câteva faze de arbitraj aici. Marian Barbu a fost central. În 29, primul gol al gazdelor, al Craiovei, să vedem dacă se produce după un fault în atac. Repet, Barbu. Este arbitru. Aici
este faza posibilului fault pe care o controlează Barbu, e foarte aproape de fază. Foarte aproape, da. La 3 metri. Mi se pare fault? Nu mi se pare fault. Dar ce se duce Chițu acolo? Ce? Sare. Cum se lovește mingea, dar sare. No. Sare peste. Uite, pune mâna și... Nu, are și mâna ridicată, n-ai cum să... No. Mâna, uite, și duce mâna. N-ai cum. Nu, e fault. Fault și nu se acordă. Ok. Dar fii atent, Chițu, cum urmărește mingea. Nu, dar uite unde e arbitru. Arbitru e la 3 metri. Pe poate că e prea aproape. Deci și, și nu vede, și nu vede, sus. Și nu vede. Vrea să fie la 52 de metri. Da, da, tu te ai pe privire panoramică. Așa tu te uiți în altă parte când e în ochiul tău aici. Așa e. Minutul 33, fază de penalti, acordat cu VAR pentru UTA. Păi ai dreptate că trebuie să fie la 52 de metri. Aici n-a văzut nimic. Noroc că l-a scos VAR-ul, pentru că aici a fost o... lovire evidentă. Portarul lovește adversarul, atacantul este foarte bine, sare și lovește mingea în capul, să portarul vine întârziat cu brațele, pumnii și lovește în cap pe portar. Este o decizie corectă. Corectă finală. Finală corectă. Okay. Deci mi se pare, Costele, că nu lovește tare, mă. Nu, vine dar întârziat, lovește în cap. Dar lovește în cap, bă, Costele. Dar lovește în cap, da. Lovește de lovit, acum tare ce înseamnă tare. Bogdane, băi, vreau să-ți dau... Bogdane, nu, și el vine, sare în viteză, ce înseamnă tare sau puțin mai de băgat în seamă, capul să-i se miște cumva, nu se mișcă deloc, el cade normal, după ce cade normal se trezește că ceva. Nu mi se pare. Nu e corectă ieșirea, da? E ceva. Dar uite-te la capul lui, hai să ne uităm la capul lui. Mie nu mi se pare. Adică bine, e, acum e contact. Trebuie să-ți dea una să-ți zboare capul, probabil, dacă nu nimerești mingea. E contact, da, dar nu știu. Stai să vedem. Contact, mă, Bogdane. El uite-te aici la capul. Portarul sare. Ba da, îi dă un pic. Îi dă cu capul. Un pic, ai zis bine, un picul ăla, da. Da, în fine. Pic. În fine. Da. Bun, hai că mai este o fază, să întâlnă ce ziceți acolo. Craiova solicită un penalti pentru un posibil hands în minutele de prelungire ale primei reprize. Bă, fază grea asta, dar parcă duce cotul ăla în spate. Mi se pare că duce, ăsta mi se pare penalti. Da, da, și mie. Mi se pare că duce cotul ăla în spate să blocheze. Special îl ține. Da. Așa mi se pare. Așa mi se pare și mie. Mie mi se pare că ăsta e penalti. Mai penalti decât ălalt. Mie așa mi se pare. Da, sigur nu, că... mie mi se pare penalti. Adică crezi că în momentul când mișcă mingea expre ca să oprească mâna? Da, 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 da. Mâna expre ca să oprească... Da. Expre ca să oprească mingea. Nu, el o ține aici, da, deja. Da, mai este o fază, minutul 90+4, pentru că am văzut mai devreme cum s-a acordat penalti după intervenția VAR pentru ridică UTA. Ridică cotul. Da, așa mi se pare. Și avem acest moment. Păi aici capul îi face mai rău. Păi și n-a dat aici? Aici capul îi face mai rău. Nu cred. Păi uite cum îi face capul aici față de aia altă. Păi vezi. Aici e problema. Doamne, maica Domnului, dai pai, nu dai pe asta. Aici e problema. La situații similare... Da, nici similară nu e. Asta e mult mai dură. Păi da, mult mai dură. Uite adică cum îi face capul. Păi da. Aici e... Da. Ia uite. Doamne, și cu picioarele. Da, doamne, da, bă, ăla pumnul în cap, pumnul e direct cap, pumnul doamne, în cap. Doamne, fere, și nu dă nimic. Da, nici VAR nu intervine aici. Asta este dramatic. Asta este și mai grav. Ce se întâmplă cu arbitrajul la noi, nu mai înțeleg. Deci mă depășește, adică mi se pare că faci concurs și alegi pe cei mai slabi. Și nu cred că nu sunt alții care pot să arbitreze mai bine Costel. Eu nu cred. Adică da. Zici că nu mai bine pe decât stradă, atât de slab. Nu știu, pe stradă, 10 oameni care pot să alegi și care văd bine, nu care n-au ochelari. Nu cred că poate să arbitreze halul ăsta. Bă, eu nu cred. Ar merita experimentul. Bă, pe cuvântul meu. Aici e dreptate și mai este ceva. Este o fază pe care poți să o controlezi ușor. Da? Pentru că tu ca și arbitru poți să anticipezi unde va fi contactul. Adică de minge, zici. Exact. Și să te apropii de aia. Și pe portar că zici, nu, și focusul tău. Focusul tău și concentrarea să fie acolo. Da, dar nu are, nu-l ajută, pentru că acolo a fost la 3 metri. Dacă venea la 3 metri, iar nu vede. La 52, mă, n-au zis. Păi aici a fost la 52, cine a văzut? Deci tu nicio distanță, n-ai, mă. Aici a stat la 52, că ai crezut că... Deci ai zis, de la 3 nu văd, hai că mă duc la 52. La 8 sau vine cu certificat de la medic? Cum vine la... Poate că nu văd, mă. Cum era asta, Carlos, neapărat la Steaua, la FCSB. Ăla nu vedea, era celebru. Deci uite aici cum îi face capul. Hai să vedem clasamentul, ca să tragem Tyson Fury o concluzie. Îi dă lui Enganu aia în cap. Soare, cât casa. Bun, așa arată clasamentul. Weekendul viitor, ultima etapă din jumătatea sezonului regular. Câteva observații.
Oțelul, dacă avea 10-2-2, era lider. FCSB, CFR, Rapid sunt un pic desprinse, ca să spun așa. Bătălie, se anunță o bătălie mare de tot pentru două locuri de play-off. Tu îți dai seama, Oțelul, eu cred că și Craiova, aia, nu? Auzi, Padi? Și Craiova. De asta am și spus pentru două. Oțelul cu echipa aia a luat doar 11 goluri. Minune dumnezească ce a făcut. S-a pierdut doar două meciuri. Deci uite-te la Cluj unde este și când te uiți la câte victorii are, nu prea îți vine să crezi, dar și câte înfrângeri are, tot foarte puțin. Da, a pierdut multe meciuri. Da, mă, dar Dorinel să ia doar 11 goluri și am bună apărare din campionat, oare Oțelul Galați? Totuși trebuie să mai spune ceva. Cu cetățenii aia, că îi vedeai la început, de departe cel mai slab lot. Ți-o spun sincer, că acolo e din 12. Bogdan, i-a spus Oțelul și Iași. Ceva interesant. Deja între locul 3 și locul 4 s-au făcut 4 puncte. Nu-s mult. A, dar nici puține. Bă, nu sunt puține. Locul 4, 5, 6, 7 sunt echipele care aveau gânduri sau au gânduri de play-off și uite că încet se desprinde grupul de 3. Pe cine mergeți pe 5 și 6? Eu merg pe Farul și pe Sepsi. Eu zic că Cluj nu are cum să rateze. Eu zic că Sepsi nu are cum. La ce lotare nu are cum să rateze. Așa zic eu. Eu văd pe Farul îmi place tot mai mult, iar Nistor este, zici că a nebunit. Da, și a zici că a nebunit la 35 de ani, așa. Joacă 36 de ani, a făcut face, de face, face. Și tu vezi, vezi orice ar fi Rapidul și Craiova la locul 3-4? Ce, se duc mai sus? Sau mai jos? Rapidul nu cred. Mulțumesc, domnul Zata, Pandi, mulțumesc, de asemenea Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc și dumneavoastră, să aveți o noapte bună.